Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă spun ce cred eu, atât ca polițist, dar și ca vlogger în ultimul timp, cu privire la cercetarea și reținerea vloggerului Colo, cel care este cercetat pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de viol. În momentul în care au apărut știrile cu privire la cercetarea penală a vloggerului Colo, aveam o lună jumate de când mă apucasem de YouTube și eram foarte atent la ceea ce urma să spun, ceea ce se întâmplă în acest mediu online, iar în momentul în care am auzit la știri că o persoană este cercetată pentru ceea ce a spus pe YouTube și ulterior am aflat că a fost și reținută, depusă în arest timp de 24 de ore, acest lucru mi-a atras atenția și am început să-mi pun întrebări ce ar fi putut spune acest YouTuber, acest vlogger, acest creator de conținut, astfel încât să ducă la cercetarea sa penală și mai ales la reținerea sa, în condițiile în care, așa cum aflasem de la știri, fapta se întâmplase cu un an de zile în urmă. Și eu știam că această măsură a reținerii este o măsură excepțională, care nu se ia decât atunci când există probe concrete și există un anumit pericol social. Și chiar am fost curios să văd care este motivul. Și am început să caut pe YouTube postări ale vloggerului Colo. Și am văzut inclusiv această postare pentru care el este cercetat penal și a fost depus în arest 24 de ore. Văzând modul în care Colo a transmis acest mesaj, mi-am dat seama că polițiștii au procedat corect. Chiar dacă a trecut un an de zile de la săvârșirea faptei, mi-am dat seama că mesajul transmis de acolo este unul foarte grav. Chiar dacă am văzut că, domnule, inițial am zis că au fost extras din context. Și m-am uitat și la alte mesaje transmise de cetățeni și mi-am dat seama că avea un comportament constant de această manieră. Și că trebuia cineva să-l oprească. Pentru că, probabil, din această dorință de a avea cât mai multe vizualizări, de a avea cât mai mulți abonați, încep să faci lucruri scăpate de sub control. Și eu mă bucur dacă văd că oamenii apreciază ceea ce fac eu, dar încerc să păstrez o anumită limită. Încerc să fiu foarte atent la mesajul pe care îl transmit. Încerc să-mi gândesc foarte atent vloguri. Nu poți ca YouTuber, mai ales la 850.000 de abonați cât are acolo, să te joci cu cuvintele. O să vă citesc exact textul de lege pentru care incriminează fapta săvârșită de acolo. Și anume, articolul 47 din Codul Penal, instigatorul. Instigatorul este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Orice faptă prevăzută de legea penală. Iar ceea ce a făcut acolo este o faptă penală. Legiuitorul incriminează această faptă de a instiga pe cineva să săvârșească o faptă penală. Indiferent că tu instigi o persoană în curtea școlii sau în fața blocului, cu atât mai mult dacă instigi 850.000 de persoane într-un mediu online accesibil tuturor la săvârșirea de fapte penale, cu atât mai mult este și pericol social mai mare. Și ăsta este un lucru bun că odată s-a deschis dosar penal și a doua oară pentru că s-a luat măsura reținerii, pentru că s-a dat un exemplu. Nu era suficient doar să se deschide dosar penal. Se deschidea dosar penal și foarte mulți în mediul online spuneau ok, acolo se cerceta, mulți nu făceau diferența între calitatea de suspect, inculpat, condamnat, contravenient. Nu mulți stăpânesc acești termeni. Așa că spuneau ok, cercetat, ce poate să-i se întâmple. Dar în momentul în care a intrat în arest, s-a transmis un mesaj. Faptul că el a fost reținut 24 de ore, iar toți creatorii de conținut, toți youtuberii, toți vloggerii aceștia, cum sunt ei numiți, au primit mesajul că riști să răspunzi pentru ceea ce spui pe YouTube și mai mult să faci pușcărie. Și acesta a fost un mesaj transmis astfel încât aceștia să-și reorganizeze mesajele pe care le transmit, pentru că este clar că de acum înainte toți vor fi mult mai atenți cu privire la ceea ce vor spune și ceea ce vor face. Tu, ca vlogger, ca YouTuber, care ai 850.000 de abonați, nu poți să te joci și să vii să spui astfel de lucruri, pentru că în momentul în care
Cel puțin, să presupune că 1% din abonați tăi, adică 8500 de persoane, săvârșesc infracțiuni. Este un număr exagerat de mare de infractori în plus în societate, por educați și crescuți de tine, YouTuber. Pentru că acești adolescenți, și tu știi ca YouTuber că ai și adolescenți care se uită la tine, pentru că YouTube îți dă statistici și tu vezi care este media de vârstă a urmăritorilor tăi. Și indiferent de media lor de vârstă, nu contează că sunt minori sau majori, nu ai voie să transmiți astfel de mesaje care incită la săvârșirea de fapte penale. Pentru că nu este neapărat obligatoriu ca cei care primesc mesajul ca urmăritori trebuie să facă faptă penală la a doua zi sau a treia zi. Nu, ei vor fi crescuți într-o astfel de mentalitate, ei te iau pe tine ca exemplu, pentru că ei apreciază ceea ce faci tu, printre altele, că tu ești gamer, te joci, ei apreciază ceea ce faci tu, alte mesaje pe care le transmiți, glumele pe care le faci tu și printre glumele tale arunci acest mesaj. Și le transmiți lor, tinerilor sau societății în general, că este în regulă, este ok să violezi. Și asta este o faptă pentru care tu trebuie să răspunzi, pentru că la un moment dat ei vor accepta acel lucru ca fiind normal, nu se vede mai prea nimic ciudat, spune ok, așa zic acolo că trebuie să facem faptele astea, este în regulă. Nu, nu este în regulă și asta este un lucru bun, că s-a luat măsura reținerii și s-a dat un mesaj clar și ba mai mult, i s-a interzis să posteze pe YouTube fiind sub control judiciar, ceea ce l-a afectat și material, pentru că dacă el ar fi ieșit din arest și ar fi putut posta în continuare, bineînțeles că ar trăgea mai mulți urmăritori, pentru că toată lumea era interesată să vadă ce zice acolo. În momentul în care i s-a interzis acest lucru, el a fost și sancționat material, urmând ca ulterior, probabil, nu știm care va fi cursul anchetei, să răspundă pentru fapta sa. Și asta este un lucru bun, că s-a transmis acest mesaj. Lucrul care mi-a dat mie de bănuit și mi-a dat de gândit a fost faptul că fapta s-a sesizat de către un cetățean după un an de zile. Ceea ce îmi dă de gândit faptul că noi, persoanele peste 25 de ani, 30 de ani, care au loc de muncă, suntem un pic deconectați de ceea ce se întâmplă în mediul online de către cu adolescenți. Și nu mă refer acum doar pe YouTube, pentru că YouTube, într-adevăr, este o platformă bine controlat și care are niște reguli foarte bine definite și care gestionează orice derapaj. Sunt și alte aplicații pe care tinerii le folosesc. Și ideea este că am observat că noi suntem oarecum deconectați de aceste platforme. Câți dintre voi știau înainte de Colo? Mulți dintre voi nici acum nu știți. Și totuși aveau 850.000 de abonați, nu era unul cu câteva sute de abonați sau unul în număr. Nu, Colo avea mulți abonați și era foarte cunoscut și foarte popular în mediul tinerilor, care erau dispuși să facă multe lucruri pe care dacă le cerea Colo. Dacă s-ar fi deschis doar dosar penal și Colo nu ar fi fost reținut, nu s-ar mai fi făcut atâtea vloguri pe YouTube în continuare prin care să fie criticat Colo. Foarte mulți YouTuberi l-au criticat și au transmis mesaje. Ăsta este rezultatul faptului că a fost reținut. Și asta este un lucru bun, că s-a mediatizat, că trebuie să fie atent la ceea ce transmiți. Cu această ocazie s-a pus problema în mediul online dacă ar trebui inventat un fel de CNA al YouTube-ului sau al mediului online în care să se controleze acest mediu. Consider că nu este necesară reglementarea acestor platforme pentru că astfel s-ar ajunge la cenzură. Și eu consider că urmărind foarte multe vloguri și foarte mulți YouTuberi, constat că sunt foarte multe lucruri utile și sunt foarte, și promovează aceste platforme, promovează creația tinerilor, promovează imaginația, promovează dezvoltarea inteligenței. Sunt foarte mulți tineri care și-au informații de pe YouTube și atunci, în momentul în care tu le reglementezi, automat vei cenzura. Oamenii își vor pune bariere, vor spune, vai, dar dacă o să mă cenzuri? Nu, trebuie lăsată pentru că este reglementată acum pentru fapte penale, în momentul în care vii și faci și spui ceva grav și faci ceva grav, automat vei fi cercetat pe latură penală, iar ce poate să fie introdus în plus, eventual niște contravenții. Dar acele contravenții pot foarte mult să distrugă complet acest spirit original al tinerilor, pentru că trebuie să recunoaștem, nu cred că mai există altă platformă sau altă modalitate prin care tinerii sunt stimulați să se filmeze, să editeze, să creeze conținut, să citească cărți pe care să le prezinte urmăritorilor săi, să facă chestii de dezvoltare astfel încât să crească și să ofere conținut de calitate.
Și credeți-mă că YouTube-ul sancționează derapajele. Sunt foarte atenți pe ceea ce faci, atât cu drepturi de autor, cât și pe mesajul transmis. Deci eu consider că trebuie să rămână așa cum este reglementat în momentul de față, dar trebuie urmărit mult mai atent. Trebuie urmărit mult mai atent, astfel încât să sancționeze derapajele, pentru că sunt convins că au fost și alții, nu doar acolo. Faptul că în momentul în care el este cercetat penal sau este sancționat de YouTube, el pierde bani, pierde abonați, pierde sponsor. Cât poate să fie o sancțiune astfel încât să-i producă prejudicii mai mari. Dar consider că trebuie să rămână așa cum este acum, dar trebuie, repet, gestionat mult mai atent și trebuie verificate aceste conținuturi. Sunt convins că și pe mine sunt mulți care mă verifică și care abia așteaptă să spun ceva care să poată fi cercetat. Dar, repet, atât eu cât și ceilalți creatori de conținut, tot timpul trebuie să fie atenți că ceea ce spun poate fi folosit împotriva lor și poate să creeze prejudicii altor persoane. Așa că mare atenție, atât creatorii de conținut, dar vreau să fac cu această ocazie un apel către urmăritorii mei și către alți urmăritori și cei care vor mai vedea acest videoclip, cei care petrec foarte mult timp în mediul online și văd mai ales live-ul, că acolo se pierde urma, dacă observați că un YouTuber, un creator de conținut, un vlogger, spune lucruri pe care voi le contrați ca fiind rele, ca fiind urâte, ca fiind violente, informați-vă părinții despre acest lucru, iar ei vor ști ce să facă mai departe. Informați-vă părinții, informați-vă profesorii, informați-vă, dacă este cazul, polițiștii de la voi din cartier, astfel încât aceste lucruri să iasă la suprafață. Și nu vă temeți că cel pe care îl iubiți voi, vloggerul la care voi țineți, să nu credeți că obligatoriu acesta va fi și sancționat. Nu, se va cerceta și nu este obligatoriu dacă fapta lui nu este gravă și nu este prevăzută de lege și nu este ilegală și nu este o faptă rea, acesta nu va suporta nicio consecință. Dar trebuie ca voi să semnalați aceste lucruri, pentru că voi petreceți foarte mult timp în mediul online. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit și rugămintea de a fi atenți atât creatorii de conținut cât și urmăritorii. Sesizați orice derapaj, astfel încât autoritățile statului să poată să intervină atunci când se pune în pericol integritatea corporală a persoanelor sau valorile morale ale societății. Sper să înțelegeți mesajul meu, cazul Colo să fie ultimul vlogger cercetat penal. Ne vedem data viitoare!